Adevărul prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc. Cunoaște-i pe sărbătoriți. Artiștii care te-au cucerit pe scenă vor străluci la noi în studio. Privește în direct interviurile Festivalului Național de Teatru pe Adevărul Live. Bun găsit, doamnelor și domnilor! Ne reîntâlnim la interviurile FNT, așa cum v-am promis, oaspeți de seamă, actori minunați, regizori interesanți, subiecte foarte bune. Aici, pentru că suntem parteneri principali ai Festivalului Național de Teatru, am reușit să adunăm în studioul Adevărul Live pe cei mai buni dintre cei mai buni, pentru că, de fapt, cam asta și înseamnă Festivalul Național de Teatru, înseamnă cam cele mai importante producții teatrale românești și, firește, câteva invitate din străinătate, despre care, firește, puteți să aflați foarte, foarte multe urmărind site-ul fnt.ro. Dar dacă vorbim despre oameni valoroși, despre actori pe care ne face o deosebită plăcere să-i reîntâlnim de fiecare dată când ne pot onora cu prezența aici la Adevărul Live, astăzi alături de mine se află încântătoarea Ana Ularu, care îi spun bun găsit, bine ai revenit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc de cuvintele frumoase. Foarte frumoasă și basca ta din păr de oaie, ca să zic. N-am învățat niciodată în lumea asta să-mi fac coafuri, codițe, chestii de-astea feminine, așa că am mers pe varianta simplă. Ți-ți stă bine oricum, așa că nu mi-aș face probleme în sensul ăsta. E din nou un moment în care aș avea atât de multe de povestit cu tine că nu știu de unde să apuc situația mai exact și o să intru direct în subiectul problemei. Astăzi vorbim despre prietenie, da. Vorbim despre un spectacol minunat în două personaje. Știu că de obicei spectacolele astea sunt grele. Foarte. Sunt grele pentru că e acest ping-pong, cum îi zicem noi, schimb de replici care trebuie să aibă un ritm, pentru că altfel trenează și nu-i ok, pentru că trebuie să fii atent la partener și te bazezi foarte mult pe el, presupun, și aș vrea să-mi povestești despre experiența ta legată de acest spectacol, o intervenție regizată de Radu Iacoban. Cum a fost experiența asta pentru tine? Și la teatrul ACT. La teatrul. Bine, o să ajungem la detalii imediat. Eu cred foarte mult că în orice fel de spectacol de pe lumea asta te bazezi pe partener întru totul și, de fapt, bucuria actoriei pentru mine n-a fost niciodată să mă arăt eu, ci mai degrabă să vă arăt vouă ce am conceput noi. E un spectacol care s-a născut dintr-o discuție pe care am avut-o cu Alex Iureș, managerul Teatrului ACT, care m-a întrebat într-o zi dacă am vreun text. I-am spus că nu am niciun text, dar că eventual ar putea scrie Radu. Apoi mi-am adus aminte că în urmă cu 2 ani luasem din Londra mai multe texte. Am obiceiul ăsta să mă duc și să cumpăr piese angro. Nu apucasem să-l citesc și am spus o să arunc un ochi pe el, dacă e interesant îți zic. Am ajuns acasă imediat după, am luat textul și am început să-l traduc. E o bucurie de-a mea să traduc. Și mi-am dat seama că avem ceva foarte puternic pe mâinile noastre. L-am sunat imediat înapoi și am zis, bun, armata e cea de obicei. Radu, regizor și tot așa. Apoi am avut bucuria pentru că am stat să ne gândim un pic la partener. La partener. Și noi toți îl iubim foarte mult pe Lucian și ne-a plăcut dintotdeauna ca actor, dar eu nu am mai avut ocazia să joc cu el. Bizar, nici în facultate. La un moment dat am mai apărut într-o piesă împreună, dar fără să avem nicio secundă vreo scenă împreună. Am mers, i-am propus lui Lucian, a citit și a acceptat și așa, prin spectacolul ăsta s-a născut o prietenie minunată între mine și el. Spectacolul, de fapt, a născut prietenia noastră și chimia pe care o avem pe scenă și încrederea pe care o avem unul în celălalt și respectul reciproc. Adică e o bucurie de fiecare dată când mergem să jucăm
piesa asta e aproape un act egoist. Nu știu cum să o fac pentru mine. O facem pentru noi, evident pentru public, și ne bucurăm enorm că e sold out de fiecare dată și ne bucurăm enorm de reacțiile bune, dar în continuare trăim cu bucuria de a juca, de a repeta, de a găsi noi valențe la fiecare chestie. N-aș vrea să continuăm discuția înainte de a te întreba totuși cum e treaba asta, că aș vrea și eu să o înțeleg. Mi s-a mai spus chiar de ună zi, am cumpărat niște piese chiar așa la grămadă, Andreea Vulpe chiar mi-a povestit lucrul ăsta, dar nu știu exact cum se întâmplă mai departe. Mai plătești și altceva sau asta este tot? Nu, plătești adică drepturile de autor. Eu sunt și în general oamenii cu care lucrez și oricum în cadrul unui teatru atât de important cum e ACT, nu și-ar permite nimeni normal să facă. Nu știam care e procedura, adică dacă ai plătit odată ce ai cumpărat, adică doar ai cumpărat cartea, nu, practic să o citești. Da. Mai departe, când ajungi să și montezi, trebuie să discuți cu agentul literar al autorului, cu autorul, să explici ce urmează să faci. Au și ei dreptul, își rezervă dreptul de a-și alege clienții până la urmă. Adică e un proces destul de lung. Noi suntem foarte corecți și nu am furat niciodată nimic. Cât a durat procesul în sine, apropo, că-s curios? Repetițiile? Nu, mă refer la partea procedurală de drepturi, schimburi de e-mail-uri. Aici mai degrabă știu cei de la Teatrul ACT, pentru că au luat asupra lor partea asta administrativă și noi ne-am apucat de partea artistică. Ceea ce iarăși e cumva minunat, adică după ani de zile în care noi ne-am găsit, Radu a scris texte foarte mult pentru noi și mica noastră tupă de teatru nomadă, de data asta a fost cumva mult mai simplu din punctul nostru de vedere. Noi ne-am apucat de partea artistică, după care a urmat și acolo un haloimăs total, pentru că eu am luat un film în perioada respectivă și am renunțat odată la el pentru că ne-ar fi încurcat groaznic cu repetițiile și aveam deja premiera setată. Apoi am avut parte de foarte multă înțelegere de la toată lumea și au spus ok, fă filmul, o să ne descurcăm noi cumva. Și acest o să ne descurcăm noi cumva a însemnat că eu zburam cu escală la Dublin, apoi mă întorceam de la aeroport, veneam direct la repetiții, de la repetiții mă duceam din nou la aeroport. În aceeași perioadă aveam și turnee cu Omul cel bun din Sichuan. Practic o lună am trăit într-o valiză. Eram un subiect de miștouri crunt. Trăiam cu aceeași valijoară, doar cât apucam să-mi schimb câteva haine în ea și tot așa. Teoretic, ce filmai atunci? Pentru ce filmam în Irlanda și Belgia, pentru că după aia în Spania ne-am mutat mai târziu, filmul lui Jaume Balaguero, care se numește Muse. A ieșit luna asta, a avut premiera la Sitges, la festivalul de film din Sitges. Are un afiș interesant, cel puțin din punctul ăsta de vedere, ca om de imagine, m-a lovit un pic, recunosc. M-am uitat pe el 10 minute să-l... E interesant, ecranizarea unei cărți, practic, adaptată și e destul de complicat și are legătură cu muzele, cu poezia. Tu ce personaj ai? Vai, dar nu știu dacă pot să zic. Eu sunt un personaj cheie. E rolul principal feminin, practic, alături de Elliot Cohen, partenerul meu. Rolul principal masculin, care este un scriitor, un profesor de literatură, care intră într-o lume foarte bizară a personajelor mitice, muzele, și care realizează că poezia are o forță mult mai puternică decât își imaginase. Poezia are forța de a muta lumea și de a o amesteca literalmente. Și în aceeași perioadă, noi repetam. Ceea ce însemna parțial repetiții la ore decente și umane, și parțial repetiții la 3 noaptea. E confortabil atunci când ai doi actori. Asta zic, era și un regizor mică, e destul de ușor să muți situația și să nu știu, să găsești soluții de decor, adică nu aveam
nu știu, o reverie din asta a la domnul Purcărete. Aveam totuși niște scaune și niște, era ușor de imaginat un spațiu. Elementele clare, simple, delimitate. Eu cred foarte mult în faptul că lucrurile atunci când trebuie să iasă, cumva împotriva tot ce e natural și decent, au tendința să iasă. Își găsesc o formă. Acest spectacol a ieșit doar din dragostea noastră pentru el, unii pentru ceilalți, pentru teatru. Din prietenie. Din prietenie, tot, din înțelegere și din bucuria de a lucra cu alți artiști. Pentru că asta mi se pare esențial la meseria noastră. De-aia n-am înțeles niciodată invidiile interpersonale între artiști. E o bucurie să dai de un artist talentat. E o bucurie, adică eu cumva o găsesc ca pe un jam session pe care poți să-l faci. Să vezi ce se întâmplă dacă eu fac asta aici și tu faci asta acolo. E minunat. Am nu știu câte momente în cadrul piesei în care îmi vine să mă opresc și să-i zic lui Lucian, bravo! E o bucurie, da. Păi hai să vedem așadar câteva imagini din spectacol, că tot tu ai zis. Vedem. Și ne întoarcem imediat să povestim mai multe și despre acest spectacol, dar și despre multe alte lucruri. Mereu abia aștept să-l văd. Are el așa, un aer relaxat, cu chef să-ți povestească ce cărți noi și-a mai luat. Nici prea academic, nici prea obsesiv, nici cu sute de detalii, nu, nu, nu. El citește genul ăla de cărți pe care le găsești pe măsuța din față, de la intrarea din librărie. Genul știința pentru toți, istorie, sociologie, armate, genul ăla care vin pe lângă un documentar de la Discovery. Era Kennedy homosexual? Care e sensul bărbatului? Ancient aliens! Profesoară, o profesoară? Normal, nu știu, predă la barna, ce predă la copii. Predă copiilor, da. Dar ar fi putut face absolut orice, pentru că din momentul în care intră într-o încăpere, e deșteaptă. Și ți se suie în cap și nu te lasă ușor. Și da, de când ne-am cunoscut, am realizat că putem face chestii unul pentru celălalt. Ea mă energiza și mă injecta foc în vene, iar eu o limișteam, nu știu, o echilibram, cred. Îi oferam o privire de ansamblu. Așa cum am zis, câteva secvențe, am văzut că te-ai uitat cu mare atenție, pentru că mi-ai spus că nu te-ai văzut până acum. Nu. Și mi se pare foarte bizar să mă văd în teatru, culmea, cu toată filmografia, pregătirea în spate, mea da. De film și da, și acolo sunt foarte detașată, în sensul că mă pot uita la o dublă și mă pot corecta, îmi pot face fine-tuning în timp real. Când mă văd într-un spectacol, mai ales filmat... N-ai ce să modifici. Da, n-ai ce să modifici, pe de o parte și pe de altă parte, e atât de bizar să vezi că energia pe care o ai în scenă e cu totul altceva, tipul ăla de adrenalină, de fapt, nu trece în ecran. Mm-hmm. Bizar, fiind aceeași meserie. Da, pentru că este dedicată publicului de acolo. Nu... Fac hermeneutica actoriei de teatru versus film în timp real. Dar apropo de hermeneutică, o să intrăm în lucruri mai abstracte și o să te întreb direct, apropo de acest spectacol și de tema lui, ce este pentru tine prietenia? Este una dintre întrebările la care răspunde și spectacolul, așa că... Pe de o parte răspunde și spectacolul, pe de o parte mi-a răspuns și mie spectacolul și cred că atunci când m-am îndrăgostit de textul ăsta sau în momentul în care l-am luat de pe raft, neștiind ce e, a trebuit noi să ajungem unul la celălalt. Pentru mine, prietenia e, cred că, cel mai important sentiment pe care îl putem trăi în epoca asta, pentru că implică o dragoste nu neapărat pătimașă, o capacitate de detașare, de obiectivare mult mai bună și în același timp un tip de loialitate care merge mai departe decât dragostea de cuplu, să zicem, sau decât ura, sau decât orice altceva.
să ai grijă de un prieten, să iubești un prieten, fie că e un, pur și simplu un prieten sau că e partenerul tău de viață, mi se pare esențial ca partenerul tău de viață să fie cel mai bun prieten, înseamnă să-i vezi în mod egal defectele și calitățile și să-ți dorești aprig să-l ridici, să-l faci să fie bine. Acum, nu mai știu cine avea, cred că Monterla, un roman care se numea Demonul Binelui, l-am citit eu de foarte multă vreme în tinerețe și tot timpul am rămas cu impresia asta că, de fapt, Demonul Binelui e un soi de hibris foarte nasol. Asta are și personajul meu în o intervenție. Are senzația că îi va face bine cu forța prietenului ei. Mm-hmm. Și prin asta riscă să-l piardă tot timpul. Pentru că vrei să faci bine și deseori intervin traiectoria altcuiva sau împotriva dorințelor lui și riști să-l pierzi. Dar, bine, de fapt, binele prietenia... cu Deasila nu prea e binevenit. Da. Exact. Demonul binelui. Tu ai prieteni mulți? Nu. Am prieteni foarte puțini și foarte dragi. Întotdeauna am avut o foarte mare parte din viața mea, am avut, de fapt, cea mai bună prietenă și foarte puține al câțiva, iar acum cred că îi pot număra pe degetele de la o mână, de fapt. Am cunoștințe, am oameni cu care mă înțeleg foarte bine, am oameni cu care îmi place să mă întâlnesc, să beau cafele și să bârfim, dar am oameni în care am încredere totală că îmi vor spune atunci când greșesc și că se vor bucura fără niciun soi de invidie atunci când ceva merge bine. Și cu ei fac teatru. Dar apropo de asta, ai avut prieteni de conjunctură, oameni care ți s-au alăturat în momentul în care au simțit că ai ajuns la un prag al faimei în care, nu știu, să se poată asocia cu tine într-un fel sau altul. Ai simțit o... Nu, odată că nu mi se pare câtuși de puțin și nu e falsă modestie că am ajuns la niciun prag al faimei, sunt un actor care lucrează. Atunci când lucrează, atunci când nu lucrează, e foarte deprimat. Toate micile cadouri pe care o oarecare faimă ți le aduce, apariții în presă, recunoaștere, sunt niște cadouri minunate, dar până la urmă pe mine mă interesează să lucrez, să fiu pe scenă, să fiu pe platou. În clipa aia eu sunt real fericită. Atunci îmi funcționează toate motoarele la maxim. Mi s-a întâmplat să simt că sunt oameni care vor să se asocieze pe un fragmentel de timp cu mine pentru că i-ar ajuta într-un fel, nu foarte mult, pentru că, din nou, nu sunt o persoană faimoasă, merg liniștită cu metrou, dar mai degrabă, în România cel puțin am observat că sunt mai degrabă respinsă pentru orice fel de coeficient de pseudo-faimă aș avea. De ce? Aici nu ne bucurăm foarte tare de chestia asta. A, e un fel de invidie. De... Nici măcar n-aș numi o invidie. Da. E o disociere de... Nu vreau să intru în lumina aia. Mm-hmm. Nu vreau să fiu un conul ăla de umbră și așa. Aha. Dar foarte multă prietenie, culmea, mi-a adus filmele mele, piesele mele. Printre actorii cu care ai jucat până acum, exceptându-l pe Lucian, că aici am înțeles deja, s-a stabilit. Mă refer la cei de afară, păstrezi legătura cu ei? Da. Cu cine te înțelegi cel mai, un nume, să zic, care mai schimbi un e-mail sau ai un număr în agenda de telefon? Nu, numere, nu-mi place să vorbesc despre asta, iartă-mă. Te cred. Am prietenii strânse și importante, dar nu-mi place să vorbesc. Te întreb nu de alta, dar apropo de prietenie, am senzația că prieteniile se leagă mai ușor dincolo decât aici. Am senzația asta. Și oamenii sunt altfel, nu știu, am avut bucuria ca de curând să merg pe platou de filmare unde ai lucrat și Borgia și Emerald City și am cunoscut o mulțime de oameni la câteva zeci de kilometri de Budapesta, niște oameni incredibili, niște oameni foarte calzi, foarte prietenoși, care m-am înțeles din start fără niciun efort. Și de asta te întreb, pentru că mi se pare că dincolo parcă oamenii comunică un pic mai degajat, mai liber și se leagă cumva mai ușor prieteniile astea. Sunt mai puțin otrăviți, cred, din anumite puncte de vedere. Uh-huh.
Adică au mai multă bucurie să vadă ceva întâmplându-se frumos. Pe toate echipele din Budapest, unde se filmează enorm, sunt minunate, adică ei cumva ne-au... Și noi avem echipe foarte bune, uh-huh, și ei, mă rog, mai au niște chestii financiare prin care au atras foarte mult de lucru. Da. Dar profesionalismul de acolo și umorul și rigurozitatea cu care fac tot în același timp fiind prietenoși și e minunat. Cred că prieteniile se leagă foarte mult prin lucru. Adică eu am rămas chiar foarte bună prietenă cu mulți dintre partenerii mei, adică nu e de un e-mail, sunt, uh-huh, legături strânse, uh-huh, pentru că se întâmplă ceva minunat atunci când ești foarte vulnerabil alături de cineva două luni de zile. Când te vede și urât și de dimineață și jucând prost și jucând bine și având revelații și mâncând și având o pată de piure pe față. Adică e cumva un soi de realitate forțată în care ești băgat cu cineva, dar în care dai mult mai repede jos toate armurile. Uh-huh. Dacă ești deștept și vrei să iasă un produs de calitate, că așa dacă vrem să arătăm bine, nu prea iese nimic. Dar și se iscă niște prieteni, niște camaraderii aproape soldățești. Eu tot, uh-huh, timpul mă refer la non-artiști și nu zic la mod urât, dar spun civili, pentru că la noi e o chestie un pic de armată. Ce spune toată lumea apropo de boemia artiștilor și de... Nu. Nu. Dacă vrei, cred că dacă vrei să... Foarte multă disciplină. Enorm de multă disciplină. Enorm de multă disciplină de... treziri la ore inumane, de conservări de energie. E o meserie grea dacă vrei să reziști de-a lungul și dacă îți place meseria pentru meserie. Uh-huh. Îți trebuie disciplină de armată, într-un fel. Și răbdare și umilință. Adică e bine să te consideri mai degrabă soldat în meseria asta decât amiral direct. Știi? Corect. Sunt niște pași de urmat, trebuie să ajungi în vârf, nu poți să ajungi decât mergând pe o cale, adică n-ai cum să te situezi direct acolo. Mie îmi place să fiu santinelă în continuare, să stau cu pușca în mână, nu am senzația că m-a decorat nimeni mai mult decât e cazul. Da, apropo de asta, am observat că lucrez mai mult filme în afară decât aici. Sau e... Practic numai. Sau numai, da. Așa a fost soarta mea. Exact răspunsul pe care mi l-a dat și Ana Maria Marinca în interviul de acum o lună. Ana locuiește acolo. Ea și locuiește acolo. Ea locuiește acolo. Culmea că Ana cred că a lucrat mai multe filme în România locuind acolo decât am lucrat eu locuind aici. E o actriță foarte talentată și minunată și o salut dacă se uită la noi. Îi dăm tag. Da, dăm tag. Eu... N-a fost alegerea mea. Uh-huh. E cum m-a dus viața. Mi-am dorit, îmi doresc în continuare să lucrez cu regizori români, țin la cinematografia de aici și o promovez cu pasiune, dar fără implicare atunci când e cazul. Asta s-a întâmplat, să lucrez mai mult în străinătate. Ceea ce e frumos pentru traiectoria mea, nu știu, mă simt bine să învăț câte 300 de nume noi odată la câteva luni și să fiu într-un loc total nou pe care cine știe dacă o să-l mai văd vreodată, e frumos. Te adaptezi ușor, înțeleg, la lucrurile. Am învățat să mă adaptez. M-am adaptat la mă adapta, practic. Uh-huh. Asta mi s-a întâmplat. Toți avem confort și nu știu ce. Eu am învățat să mă adaptez la mă adapta. Și acum funcționez. Cred că funcționez cam oriunde. Ceea ce mă bucură. Nu funcționez în zone nesimțite. Acolo mă... Mm-hmm. Dar... Apropo de asta, că nu funcționezi în zone nesimțite, ai lucrat de curând cu un actor care e cunoscut tot pentru o modestie incredibilă și pentru o căldură aproape incredibilă pentru un actor de talia lui. Mă refer la Keanu Reeves. Este așa cum îl descrie toată lumea, da. Un om foarte modest, da. Discret, dar simpatic. Da. Da, absolut. Nu, nici unul dintre lucrurile spuse despre el nu e câtuși de puțin o exagerare.
Doar că probabil că se bate moneda mult mai mult pe tristețea lui și pe nu știu ce. Nu, este un om cu un umor extraordinar, e foarte cult, este înspăimântător de inteligent și e și mult interesat. Asta mi s-a părut tot timpul minunat la el. Adică mai departe de meseria asta are antene în tot felul de alte lucruri. A fost o mare bucurie. Din discuțiile voastre, ți-a dat de înțeles cumva că știe lucruri legate de cinematografia românească, de exemplu, sau... Nu. Din punctul ăsta de vedere, nu. Nu, am tot vorbit despre cinematografie din toate părțile și despre diverse lucruri, că totuși am stat două luni. Da. Dar nu știu dacă... Nu cred că am vorbit specific despre vreun film. Știu că mi-a spus doar la un moment dat că vorbeam cumva despre, mă rog, roluri și cum se construiește un rol și o chestie din asta și cumva a zis de periferic, a zis, dar eu am văzut asta. Dar probabil că o văzuse în contextul în care se uita la cine va fi partenera lui. Cu cine o să joace, da. Da, zis, dar eu știu asta cu mașina și cum Poți să te întreb cum ați lucrat, că totuși sunt două luni în care, cum spun, alții avea și două secunde în preajma lui, dar acum n-am cum să nu te ca întreb. Teatru, dacă... Ca în teatru bun. Pentru că el vine din teatru. Ce ai învățat de la el, dacă ai învățat ceva? Pentru că meseria cred asta că se presupune, pune problema așa. Presupune cred și a învățat, a luat de la celălalt. Sau ce ai luat de la el, nu neapărat ce ai învățat. Problema nu se pune așa, pentru că, în primul rând, că nu se prea învață, se fură. Mă rog, era un fel de a spune. Uite, de exemplu, am furat un pic apropo de conservarea energiei. Pentru că eu sunt explozivă și mă împrăști și am observat un pic ce înseamnă o gândire mult mai matură din punctul ăsta de vedere. Ce bucuria de a lucra cu el a fost faptul că făceam niște scene după care ne bucuram ca niște copii de mamă ce mișto. Și nu autolaudativ, cât pur și simplu ai senzația că ai creat, că ai dat de câteva ori cu ciocanul, ai făcut ceva, încă nu știai ce, și când ai ieșit de acolo e o sculptură superbă și enormă. Și zic, opa, minunat. Am lucrat ca, practic ca în teatru, cu repetiții, noi filmam 6 zile pe săptămână, pe urmă, sau 5 în unele săptămâni, și pe urmă duminica ne întâlneam cu regizorul și repetam scenele pe care le avem pe săptămâna viitoare. Deci ați lucrat 7 din 7, practic. Da, dar era o bucurie, pentru că tot timpul vorbeam despre personaje, tot timpul negam anumite lucruri, schimbam anumite scene, ne-am locuit personajele respective foarte puternic. Și când am ajuns la partea din Rusia, a fost foarte frumos când l-am auzit pe regizor vorbind cu echipa de acolo, cu machiozele și cu cei de la costume, ceva de genul ăsta. L-am auzit și zicând, ei doi știu foarte bine personajele, deci aveți încredere în ei. Cu tot. Și într-adevăr eram, pentru că suntem foarte minuțioși, din punctul ăsta de vedere a fost minunat, suntem amândoi foarte minuțioși și tipicari și eram, nu, aici erau pic, nu, mai... Te mai întreb un singur lucru și promit că închei subiectul ca da, să nu... Da, că știi că nu vreau să vorbesc despre filme care n-au ieșit, nu-mi place. Nu. Aș vrea să te întreb cum a fost momentul în care v-ați văzut prima dată, dacă ți-l amintești. Ai avut emoții sau... Nu. Am fost sfătuită să fiu exact așa cum sunt eu, că e cartea câștigătoare, motiv pentru care am fost exact așa cum sunt eu. Salut! Ana! Da, și am intrat din prima în discuții și... Foarte fain. Gata, nu mai vorbim. Ți-am zis că nu mai vorbim, să vorbesc despre ce n-a ieșit în cam superstiții. Nu, că nu, despre film ai văzut că n-am vorbit. Nici măcar nu i-am spus titlul, deși se numește Siberia, da. Filmul e interesant. E... Păi că nu mai vorbești despre asta. Găsește... Stai puțin, că nu mai vorbești despre asta. Păi da, oricum am vorbit despre cumva, contextul e tot ăla, dacă am vorbit despre... Sinopsisul se găsește pe net, cine vrea să vadă vadă. Dacă nu, la anul, Doamne ajută, poate îl vedem, vă vedem pe mari ecrane, pe mici ecrane, pentru cine nu vrea să îl vadă pe mari ecrane, și eu îi sfătuiesc să vadă de fiecare dată filmele așa cum pe trebuie. Pe mari ecrane, da.
Ne întoarcem în zona teatrului, pentru că de acolo am plecat și da, asta a fost o intervenție, ca să zic așa, în lumea filmului. De acolo am plecat cu toții. Da. Ia uite ce drăguț vrăjitoare. Da, colegii mei mi-au luat un pic înainte, a fost și acest Emerald City, iarăși foarte solicitant pentru tine ca actriță. Vai, dar ce minunăție! Mie așa îmi place, mie nu-mi place să-mi fie ușor. Părem-se că la ultima noastră întâlnire, chiar aici la Adevărul Live, mi-ai povestit ceva, că urmează să, sau era pe cale să, sau se întâmpla ceva cu serialul. Să fac asta? Da, dacă nu mă înșel, că memoria mai înjoacă feste și chiar mă bucuram că zic, uite, o să fie într-un film, într-un serial, mă rog, cu studiouri mari, cu nume mari, cu... Da. E al naibii de plăcut pentru... cel puțin pentru mine, să văd că o româncă este partea unor proiecte de genul ăsta. Așa cum m-am bucurat pentru Ana Maria Marinca de proiectul ei, așa cum mă bucur pentru fiecare proiect internațional în care suntem implicați, pentru că, până la urmă, nu suntem neamul care se bucură că e Hale pe locul întâi și atât, dar trebuie să și învățăm din lucrurile astea ceva. Frumos, foarte frumos spus. Ce spui, adică eu chiar mă bucur și chiar îmi dau seama că, măi, se poate, adică pot să-mi depășesc și eu condiția și să, uite, ea a putut, e ok, hai să-i luăm ca modele pe oamenii ăștia care sunt apreciați acolo unde se pune preț pe valoare. Mulțumesc din suflet pentru cuvintele astea. Cu drag. Eu, mai degrabă decât asta, bine, la sportiv e cu totul altceva și am un respect uriaș pentru sportiv și responsabilitatea și dedicarea lor, pentru că, la fel și pentru muzicieni. Uh-huh. Ei își cheltuiesc mult mai mult timp din viață exersând pentru ce urmează ei să facă decât noi. Uh-huh. Noi mult mai puțin și deseori cu rezultate mult mai vizibile. Adică realizez... Uh-huh. Ierarhizez cum trebuie. Proporțiile sunt altfel. Da, proporțiile sunt în regulă. Dar eu cred în continuare cu tărie că e vorba de a munci de dragul muncii fără să te gândești la rezultate. Uh-huh. Jur, cu toată sinceritatea spun chestia asta. Și în general când m-am mai luat pe dinainte tinerețea și chestia asta și m-am gândit la rezultat, exact atunci n-a ieșit. Când am făcut filmul Periferic și n-am să încetez în viața, dar să-i mulțumesc lui Bogdan Georgea Petri pentru că mi-a schimbat viața, a fost unul dintre oamenii care efectiv mi-a schimbat viața. Eu eram anul întâi la master, el era un regizor debutant, am intrat amândoi, ne-am azvârlit în acest film fără să ne gândim la altceva și la unde, la ce festivaluri o să meargă filmul și la ce... Toate astea sunt mici deșertăciuni. Doar am vrut să facem cel mai bun film pe care puteam noi să-l facem. Ne-am certat pe personaj, ne-am nu știu ce. Și până la urmă ne-a dus mult bine. Deci tu actriță cu personalitate puternică? Adică vrei să-ți mai, din când în când, să-ți mai impui punctul de vedere? Crezând nu. Că simți personajul mai bine? Sau? Nu, sunt foarte maleabilă. Sunt foarte, foarte maleabilă și foarte cuminte. Sunt cel mai cuminte actor pe care îl cunosc. Atunci când m-am certat cu Bogdan, eu am greșit pe personaj, aveam eu senzația că îmi cunosc personajul mai bine dintr-un anumit punct de vedere și în secunda în care am realizat, am zis scuze, my bad. Dar eu am tendința să recunosc chiar și când nu greșesc. Dar încep să cred foarte tare la un moment dat, pentru că am instinct bun. Îmi știu părțile bune, cum știu și părțile rele. Am un instinct foarte bun pentru ce e dramatic, dar nu dramatic în sensul inițial al cuvântului, ce are izul ăla de teatru sau de film, ce funcționează, ce e intrigant, ce ar putea atrage publicul. Simt ritmuri foarte bine și uneori dacă sunt lucruri care mi se par absolut flagrant de greșit cerute mie, am să lupt pentru chestia asta și am avut chiar instanțe în foruri mari când am zis nu merge asta aici niciodată și s-a făcut ca mine și cred că a fost bine, dar nu e ca mine, că eu nu gândesc în termenii mei sau ca să mă arăt eu pentru poveste, eu cred în poveste și îmi doresc să fie ceva șocant pentru că sunt un spectator foarte bun, mă pun în locul spectatorului mai degrabă.
Ce fel de roluri critică te atrag de obicei? Că bănesc că poți să te duci într-o zonă sau poți să te duci în multe zone, dar ai vreo tendință? Adică ai vrea să... Nu. Sau ai visat, ai vedea vreun rol pe care ți l-ai dori și, nu știu, poate într-o zi? Ei, mi se întâmplă să citesc cărți și să zic, o, Dumnezeule, vreau să se întâmple asta, ba chiar mi s-a întâmplat anul trecut. Am citit asta, Southern Reach Trilogy, care n-a fost tradusă la noi și e un personaj cumva, nu că recurent, e personajul principal feminin cum ar veni. Uh-huh. Mi-a plăcut la nebunie, biologa. La nebunie și pentru prima oară când am pus mâna pe telefon, mi-am sunat agenții și am zis, dacă se face vreodată un film după Annihilation, vă rog din suflet. Și mi-au zis, tardiv, s-a făcut deja cu Natalie Portman. Ăla a fost singurul moment. De-aia zic, lucrurile vin ele la tine, nu trebuie să te chinui, pentru că acum nu o să pot să văd filmul ăla. Bine, să-l văd, dar sunt... O să-l vezi strângând din dinți, furibundă. Da. Nu, sunt zen, absolut. Ce va veni la mine e ce trebuie să ajungă la mine. Când dau telefoane... Apropo de agenți, unde sunt agenții tăi? Pe unde? Peste tot. Aha. Sunt agenți din umbră, nu glumesc. Sunt la Londra și în America. Aha. Unde trebuie să fie, de fapt. La Londra pentru Europa și normal America. Londra e un hub mult mai internațional decât Europa. E un loc bun. Uh-huh. Am înțeles. Când ești în țară, faci teatru, în afară faci film. Care este raportul în momentul de față? Unde te situezi? În momentul de față fac foarte mult teatru. Practic, sună telefonul de pe la diversele teatre la care joc și mi se dau date, sunt întrebată de date și zic da, pot, da, la tot. Pentru că e o perioadă mai lentă din punctul ăsta de vedere în film. Am fost acum în septembrie, am filmat în Hebride și după aia, ca în viața oricărui actor, s-a făcut un pic de liniște. Și atunci vin ghearele nepilite ale depresiei peste noi, motiv pentru care joc tot. În ce joci în momentul de față? Am pe 20 și 21 octombrie în cadrul Festivalului Național de Teatru, cu mândrie zic asta. Asta urma să o anunce de acum. O intervenție la Teatrul Act. Da. Adică mâine. Da, mâine, da. Și poi mâine de la ora 8 și apoi de la ora 22 de la ora 10, da. Apoi pe 22, a treia zi după maratonul de intervenție, am Carusel la Teatrul Bulandra, apoi în noiembrie o să am și Omul cel bun din Sergiu, de care mi-era foarte dor. Colaborarea cu Andrei Șerban, foarte importantă. Cred că pentru orice actor până la urmă. Pentru orice actor. Pe mine personal m-a schimbat foarte mult. M-am luptat cu schimbarea aia, am avut inerțiile mele, dar de fapt m-a ajutat la mobilarea interioară foarte bine. E foarte important să ai o asemenea întâlnire cu un regizor care să-ți mai deschidă niște ochi interiori și să te ajute din punctul ăsta. Și să deschidă alți ochi înspre tine. Pentru că la momentul respectiv eu mă luptam din răsputeri să ajung din nou la statutul de actriță de teatru, pentru că mi se pusese ștampila aia cu actriță de film. Da. Deși eu am început în Lolita la 15 ani în teatru cu Ștefan Iordache, cu Cătălina Buzoianu, dar mă rog, nu ne place așa să aruncăm cu definiții. Da, doar că în film te-a văzut lumea și te-a remarcat publicul larg. E normal, pentru că un film are o putere de acoperire mai mare. Era firesc să se întâmple și lucrul ăsta. Și o rezistență mai mare în timp și firește, tot așa. Firește, rămâne. Pelicula rămâne, DVD-ul rămâne. Nu ne mai rămâne nouă timp, din păcate. Nici nu știu când s-a scurs, mi se spune în cască, hai că serios, trebuie să încheiați. Da, și eu vorbesc mult, asta știu. Asta e și ideea, că până la urmă, așa cum ziceam și mai devreme în interviu cu Vlad Masaj, lumea pe tine vrea să te audă, nu pe mine. Eu doar mai punctez câte ceva din când în când, așa, mai ridic la fileu. Eu mă simt flatată la interviuri că cineva vrea să mă întrebe pe mine de sănătate, motiv pentru care vorbesc, știi, de... Ești sănătoasă, de toți bani. Observa, deci e bine că muncești, asta e clar, adică, apropo de sănătate, îți doresc să fie cât mai multă, că e nevoie, mai ales că sunt convins că o să ai o grămadă de proiecte și în continuare și sunt convins că o să ne bucurăm foarte mult văzându-te în producțiile pe care le-ai făcut deja.
Mă gândesc, așa, dacă, mă gândesc dacă să mă mai duc o dată, dar nu mă mai duc în zona filmului, pentru că aș vrea să te întreb ceva, te întreb după emisiune și asta este, o să ce am eu avantaj. Ce vrei de Emerald City, vrei să mă întrebi? Nu, avem, mă rog, am eu mai multe în cap, dar o să mă bucur ca orice jurnalist care își rezervă dreptul să afle și chestii exclusiv pentru el, o să te întreb după emisiune, așa, off the record, fix între noi, că mai am o grămadă de curiozități, dar dacă sunt off the record, probabil le putem și bifa. Ana, îți mulțumesc foarte tare pentru prezență, pentru și vizită. Mulțumesc. Te așteptăm cu drag oricând vrei să ne împărtășești mai multe despre Keanu. Am zis? Nu. Despre filmele, despre proiectele tale, glumesc. Știu. Mulțumesc mult. Știu că știi de glumă, așa că de-aia mă și îmi permit. Eu sunt o glumă. Nu, îți mulțumesc foarte tare și sper să ne revedem oricând ai proiecte și ai, cu siguranță, dar ne vedem mai des, zic eu, nu doar o dată pe an, așa cum se întâmplă până acum. Mulțumesc din suflet și mult succes la FNT. Mulțumesc și eu și vă aștept la FNT, cu drag. Da, o intervenție cu Ana Ularu mâine seară, poimine seară, dacă nu cred că mai sunt bilete, de fapt degeaba vă zic acum să vă duceți să căutați pentru că nu mai găsiți, dar cu siguranță spectacolul se va mai juca. Mergeți să-i vedeți pe scenă, pentru că pe marele ecran este mai simplu, așa cum v-am spus, dar atunci când îi vedem autentici în fața noastră, trăind ceea ce joacă, este mare lucru. Noi ne reîntâlnim mâine dimineață la ora 11 cu Nicu Alifantis în interviurile FNT, apoi cu Radu Afrim, așa că rămâneți în continuare pe Adevărul Live. Pe curent! Adevărul prezintă Sărbătoarea Teatrului Românesc. Cunoaște-i pe sărbătoriți. Artiștii care te-au cucerit pe scenă vor străluci la noi în studio. Privește în direct interviurile Festivalului Național de Teatru pe Adevărul Live.